Guvernul României continuă reforma în domeniul protecției sociale, promovând cu prioritate măsuri de integrare socială pentru tinerii instituționalizați în vârstă de peste 18 ani, în vederea integrării acestora în viața socială. După descentralizarea sistemului de protecție a tinerilor, au fost adoptate o serie de măsuri și politici pentru integrarea socială și profesională a tinerilor și pentru o viață independentă. În ședința de ieri, Guvernul a adoptat o inițiativă legislativă prin care tinerii din sistemul de protecție primesc un sprijin financiar până la vârsta de 26 de ani, dar cu o condiție. Tinerii aflați sub protecția statului vor putea opta pentru sprijinul financiar de mutare din centrul rezidențial de 9.900 de lei odată și de 2.870 de lei lunar, oricând sunt ei pregătiți să facă această mutare până la împlinirea vârstei de 26 de ani, nu doar exclusiv la împlinirea vârstei de 18 ani, ca până acum, singura condiție fiind continuarea studiilor sau angajarea. Alături de colegii parlamentari am votat astăzi o inițiativă legislativă care rezolvă o serie de probleme cu care se confruntau tinerii instituționalizați. Astfel, datorită noii legi, orice formă de învățământ prevăzută de lege va fi luată în considerare pentru primirea indemnizației lunare în valoare de 2870 de lei până la vârsta de 26 de ani, nu doar studiile la zi, ca până acum. În plus, beneficiarii vor putea oricând, de la împlinirea vârstei majoratului și până la 26 de ani, să aleagă să iasă din sistemul de protecție specială, a declarat ministrul Natalia Intotero.